Presa controlată politic acoperă falsificarea și trucarea licitației de la aeroport. Spun acest lucru pentru că astăzi în spațiul public, bloggerul Eugeniu Luchaniuc a publicat un document oficial emis de, un, de o instituție a statului Republica Moldova, ne referim la Consiliul Concurenței. Este o instituție care trebuie să vegheze ca să se respecte prevederile privind concurența liberă și șansele egale a tuturor de a concura la diferite licitații publice și achiziții publice. În această ordine de idei, iată documentul care a fost publicat și, cu regret, nimeni din presa de Republica Moldova, în afară de câteva portaluri de știri, în afară de câțiva bloggeri și vloggeri pe Telegram, nu au vorbit și nu au publicat acest lucru. În rest... Jurnal TV, TV8, Pro TV, Vocea Basarabiei, TVR Moldova și altele au luat apă în gură, începând, bineînțeles, cu Moldova 1, Televiziunea Națională de Republica Moldova, nu au făcut nicio știre și nu au vorbit deloc despre acest lucru. Repet încă o dată, este un document oficial care ridică câteva semne de întrebare care vin să-l contrazică pe Andrei Spânu atunci când spunea că doar șarlatanii și doar oamenii lui Șor au întrebări legate de licitație și că problema ar fi doar în sabotajul intern. Iată, eu am să vă dau pe citire câteva întrebări. Prima, care este studiul care stă la baza includerii condițiilor în de sarcini? Care este studiul în baza la ce s-a format acest cai de sarcini? 2. Justificarea și argumentarea economică și tehnică a includerii în cătul de sarcini a următoarelor condiții. Capacitate profesională de 7 ani. De ce 7 ani și nu șase? De ce nu 5? De ce nu 10? De ce financiar trebuie să fie minim 30 de milioane de euro pe an în ultimii 3 ani de zile? De ce nu 20 de milioane? De ce nu 10 milioane de euro în ultimii 3 ani? motivul care a stat la baza deciziei de a lista 10 încăperi într-un singur lot și ne împărțiri ofertelor pe loturi. Adică, de ce dați 10 încăperi într-un singur lot către un singur proprietar și nu dați 10 încăperi la 10 proprietari ca să fie 10 companii diferite, ca să fie concurență? De ce dați totul la unul singur și nu dați la 10 companii diferite? Pentru că e vorba de spații comerciale. Un spațiu o să fie a unui magazin, altul o să fie altul, altui magazin și așa mai departe. 4. Atenție aici, dragi prieteni, argumentarea... Consiliul Concurenței cere aeroportului, APP-ului să argumenteze de ce lipsește obligația de a investi în aeroport din partea companiei care va, câștiga, care va fi desemnată câștigătoare în, la această licitație. Deci compania care va câștiga licitația nu are nicio obligație de a investi sau de a face investiții în aeroport. Foarte interesant. 5. Numărul estimativ al ofertanților preconizați pentru participare la licitația cu strigare. Adică la ce uh, rată de participare, la câți participanți se așteaptă aeroportul și APP-ul în acest sens. Este un document oficial semnat de domnul director președinte Alexei Gherțescu, care a fost trimis încă pe 2 februarie. Atrag atenția că astăzi suntem în 20 martie. Exact atunci când Andrei Spână spunea despre șarlatanii Ușor. Exact atunci când vă spuneam că aceste documente există, V-am spus despre Consiliul Concurenței, v-am spus despre CNA și astăzi vă spun despre faptul că presa, la ora actuală, este plătită să nu scoată niciun cuvânt despre acest lucru. Presa care este afiliată partidului PAS, presa care trebuie să ia apă în gură. Veți vedea că așa numitele investigații de la TV8 ale Marianei Rață vor apărea doar după ce licitația va avea loc. Exact ca și în cazul gazului cumpărat de Andrei Spânu, atunci când noi, vocile libere din Republica Moldova, am vorbit despre faptul că se întâmplă scheme și suntem furați la gaz, ei au făcut investigație după ce tot gazul care a fost cumpărat prin scheme a fost vândut, iar noi am plătit toți banii. E exact același lucru, ar urma să se întâmple și în cazul licitației, după ce licitația se va finaliza, după ce prejudiciul va fi adus statului, după ce lucrurile nu vor mai putea fi îndreptate, după ce totul va fi finalizat, poate că ei vor face o investigație Jurnalistică să nu spunem noi că ei nu s-au opus acestei fără de legi. Acum trebuie să ne opunem, acum este momentul oportun, înainte să se întâmple schema, înainte să fim furați, înainte ca să apară un prejudiciu și o pagubă pentru statul Republica Moldova și pentru cetățeni. Asta este forma lor de manipulare. Investigațiile lor și discuțiile lor pe marginea subiectelor, ei le fac după ce lucrurile deja au fost făcute, permițând și admițând astfel oferind astfel oportunitatea și șansa guvernării să facă aceste fără de legi. Eu mă alătur celor spuse de domnul Ieșanu, care spune că cei care tac în aceste condiții se fac complici. Sunt în egală măsură responsabili și vinovați, dacă nu juridic, cel puțin public față de dumneavoastră pentru faptul că au tăcut. Vedeți că tot ce v-am spus eu s-a adeverit. Tot ce v-am vorbit până acum devine realitate și apare în spațiu public. Aceste documente sunt reale, aceste documente sunt semnate de către instituțiile statului. Probabil domnul Spânu vrea să vă convingă pe dumneavoastră că și directorul aeroportului care și-a dat demisia a fost omul lui Șor. El vrea să vă convingă că și CNA-ul care a trimis scrisoare este omul lui Șor, că și compania Heinemann este a lui Șor, că și Consiliul Concurenței. Deci toată lumea din Republica Moldova este vândută, numai ei sunt cinstiți, sinceri și presa lor care cel puțin avea uh, obligația legală și morală să spună despre faptul că în spațiul public a apărut acest document și să ceară o reacție publică celor care sunt vizați. Pentru că vorbim totuși despre niște instituții ale statului, vorbim totuși despre niște întrebări pertinente. Eu, spre exemplu, le găsesc foarte pertinente și vreau să știu care este studiul în baza la ce s-a format acest CAI de sarcini pe baza la ce? Că doar, doar nu formăm caiete de sarcini ca așa vrea cineva. Trebuie să existe niște condiții legale. Care este argumentarea economică a experienței de șapte ani care se cere de la cei care vor câștiga licitația? De ce șapte ani? De ce nu 10? De ce nu avem nicio obligație de a investi pentru cei care vor câștiga licitația? Adică, cum îți dăm, îți dăm ocazia să faci banilor în aeroport și tu nu investești deloc acolo? Nu vei schimba nicio țeavă, nu vei schimba niciun bec, nu vei face lucrări de reparații curente și așa mai departe. De ce, de ce dăm 10 încăperi? unei singure companii și nu dăm 10 încăperi la 10 companii. Întrebări pertinente, întrebări logice. De ce nu este contactată compania germană Heinemann, fondată încă în 1870, nu știu cât. Deci la ora actuală noi vedem o tăcere suspect a presiei, o tăcere suspectă a guvernanților, iar Andrei Spânu rămâne, a fi în, rămâne în mesajul public doar cu acea celebră frază șarlataniul ușor și sabotaj intern. Nu este sabotaj intern, este Consiliul Concurenței. Nu este sabotaj intern, este compania Heidemann. Nu este sabotaj intern, este, după cum am mai spus dumneavoastră, vorba despre CNA, care a spus foarte clar că sunt probleme asupra licitației. Consiliul concurenței relevă același lucru că licitația nu este tocmai una concurențială, nu asigură condiții egale de concurență companiilor, ceea ce anume vine să demonstreze faptul că licitația este trucată. Eu am să vă las aici la final secvența domnului Eșanu, cu care sunt de acord, și asupra căreia subscriu, iar spre final vândem să distribuiți acest clip video de dovada faptului, încă o dată, că ei nu vor să vedeți. Ei nu vor să știți, ei vor să poată fura în continuare Republica Moldova, să poată face scheme, iar presa, care ar trebui să fie un câine de pază al democrației, care ar trebui să fie un ochi de veche, nu face nimic altceva decât să stea la șuher, cum spunem noi, să urmărească ca nu cumva opinia publică, oamenii să-și dea seama că sunt furați. Ei, în loc să fie clopotul de alarmă, ei sunt cei care stau la ușă de gardă dacă nu vine cineva să-i prindă în timp ce fură din banii publici ai moldovenilor. Mulțumesc frumos pentru atenție și distribuiți acest clip video. Ce lipsă de direcție noi avem peste tot, domnule Eșanu? Eu cu dumneavoastră, noi cu dumneavoastră deja am discutat de mai multe ori, că minimă pregăsește cazul ăsta. Mă refer la aeroport. Iată, manul mișcare alternativă a domnului Ceban se duce la, curt la Centrul Național Anticorupție, depune un nou denunț pe a doua licitație cu ce se întâmplă la aeroportul ăla cu spațiile alea comerciale. Apar în spațiu public câteva scăsuri unor companii din afara țării care spun că, băi, licitația pentru noi la noi nici n-a ajuns, sau anunțul privind licitația și se pare că acesta aceasta a fost organizată pentru o anumită companie. Consiliul concurenței zice, drag aeroport, ceva putea rău. Și toți tac. Toți în țara asta Din, Dintre cei care ar trebui să răspundă și comentează Ieșanu, care nu are treabă cu aeroportul, și întreabă Gonța, care nici nu știe că în ultima dată a fost la aeroport. Da, ce ești de comentat? E foarte trist. Lipsa reacției. Și eu am, pare mi că am spus, dar dacă nu, haideți să o spun prima dată. Eu cred că toți care tac astăzi, se fac complice la aceste lucruri. Este foarte regretabil că presa nu a reacționat. Numai. Toată lumea se bate e, capul cu... s-a ridicat imunitatea lui Talber. A fost e, întâmpinată cu flori, organizat Bașcanul, scuzați, am uitat numele. Guțul. Guțul. Asta e problema. Faptul că este fals, nimeni nu face nimic. Deci eu cred că este o crimă morală. Pentru că trebuie să spui, am auzit că se întâmplă lucrul ăsta. Noi cerem explicații. Nimic mai mult. Nu trebuie să învinuiești pe nimic. Și apropo, nici eu nu învinuiesc. Eu tare mult sper că nu este adevărat lucrul ăsta. Nimeni n-a falsificat. Dacă ei au falsificat, că doamna președinte n-a știut. Eu în asta sper. Și eu nu îl învinuiesc nici pe nimeni. Dar eu bat alarma. Se deșculează lucru extrem de grav.